Bun găsit la știri! Directorul general al Companiei Naționale a Uraniului Ioan Moraru și-a dat demisia din această funcție astăzi în urma unei întâlniri cu ministrul energiei Andrei Gerea. Acesta a susținut că demisia sa nu are nicio legătură cu discuțiile avute cu ministrul și nici cu protestele minerilor de la Crucea. Proteste reluate de luni dimineață după ce la sfârșitul lunii ianuarie minerii au fost în grevă. Contactat telefonic, Ioan Moraru a precizat că va mai rămâne la conducerea Companiei Naționale a Uraniului până va fi numită o altă persoană. Da, ne-am prezentat demisia, dar vă rămâne în continuare, că am avut această discuție și cu domnul ministru de dimineața, astăzi la București. Că până va veni succesorul meu, sigur că nu voi lăsa lucrurile la întâmplare. Iar la Crucea eu comunic cu doi dintre directorii de la companie, directorul general adjunct și directorul tehnic, care sunt acolo și ei îmi comunică periodic ce se întâmplă. Atât știu doar că în jurul amiezii erau în mină 241 de persoane blocate. Ce vreau să mai adaug, că demisia mea că nu are legătură cu conflictul de acolo și sunt doar chestiuni pur personale. Pentru că dacă avea legătură cu conflictul de la Crucea, mi-aș fi dat demisia la sfârșitul lunii ianuarie, când a fost primul conflict. Putem spune că e o coincidență atunci. Nu vorbim de coincidențe, discutăm doar de chestiuni personale. Deci sunt motivele mele personale și este un act unilateral de voință. Minerii blocați de luni în subteran spun că nu vor renunța la această formă de protest până când nu vor primi drepturile salariale promise prin protocolul semnat la precedenta grevă din ianuarie 2015.